Operațiune Fulger în Timișoara, ofițerii de ICOT au reținut doi indivizi care încercau să vândă 2 kg de cocaină. După ce știrile ProTV au prezentat cazul unei angajate care maltrata copiii la o grădiniță privată din Popeșle Ordeni, polițiștii au descins acolo, au dat amenzi și au închis centrul. Simona Halep cere 10 milioane de dolari de despăgubiri companiei care a produs suplimentul de la care a pornit scandalul de dopaj. 10.000 de arbori vor fi tăiați pentru cea mai dificilă bucată din autostrada Sibiu-Pitești, care traversează munții. Și voci din toată lumea condamnă Rusia după ce autoritățile au anunțat că Alexei Navalny, cel mai important oponent al lui Putin, a murit în închisoare. Andreea Esca vă prezintă știrile ProTV. Bună seara și bun găsit la știri. Polițiștii din orașul Popeșle Ordeni s-au sesizat din oficiu după ancheta pe care v-am prezentat-o ieri. Inspectorul Pro a descoperit că mai mulți copii erau maltratați de îngrijitoarea unei grădinițe private. Femeia în vârstă de 24 de ani a fost identificată și va fi chemată la audieri, iar grădinița a fost închisă astăzi pentru nereguli. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ți-am zis să te potolești? Ți-am zis să nu mai ales să faci ca un nebun prin casă? De ce? De ce nu stai pe amărâtul ăsta de scaun? De ce? Flocosule, dacă te mai ridice pe scaunul ăsta, te rup! Ai înțeles? După difuzarea anchetei la știrile ProTV, alți părinți care au avut copiii înscriși la aceeași grădiniță din Popeșle Ordeni i-au acuzat pe patroni că au ascuns comportamentul educatoarei. Am avut copilul acolo și îmi pare rău că am avut încredere. Acum știu de ce erau probleme cu internetul și de ce erau foarte des închise camerele. Sunt convinsă că toată lumea știa. Funcționa centru? Era grădiniță sau un centru educativ? Este activități. Da, părinții știau că nu este acreditată de Ministerul Educației? Începe să spui lunile anului, eu nu te aud. Ianuarie! Februarie, februarie, martie, aprilie, mai, iulie, august! August! Septembrie, octombrie, asta este! Tu joacă-te cu nervii mei, că dacă intri pe mâinile mele, tu ai rău de tot, stai cum trebuie pe... Mai mulți polițiști de la Serviciul pentru Combaterea Criminalității Economice Ilfov au descins la sediul grădiniței și au verificat documentele, pentru că proprietarii nu au putut să prezinte o analiză de risc la securitate fizică, dar și pentru că nu aveau casă de marcat, au primit o amendă în valoare de 30.000 de lei. Totodată, activitatea grădiniței a fost suspendată pe o perioadă nedeterminată. Administratorul grădiniței private susține că educatoarea ar fi fost concediată imediat ce a primit sesizarea din partea părinților. Femeia de 24 de ani, mamă la rândul ei, a fost identificată de polițiștii din Ilfov și anunțată că va fi chemată să dea explicații în fața unui procuror pentru comportamentul său. Dacă ceva nu știi, te dau cu capul de masă sau ori de câte ori greșești. Anchetatorii au invitat și pe părinții copiilor agresați să depună plângeri. Ancheta polițiștilor se desfășoară deocamdată in rem, fără să fie cineva pus sub acuzare. Dacă îngrijitoarea de 24 de ani va fi găsită în final vinovată pentru rele tratamente aplicate minorilor, ea riscă între 3 și 7 ani de închisoare. În loc să le facă oamenilor viața mai ușoară, noile reguli pentru antibiotice au adus haosul în farmacii și au pus pe bolnavi pe drumuri cu rețeta în mână. Revenim cu explicații imediat. Un român a fost reținut de autoritățile spaniole într-o operațiune spectaculoasă în Oceanul Atlantic de capturarea unui transport de aproape 4 tone și jumătate de cocaină în valoare de 500 de milioane de dolari. Traficantul din România era însoțit în barca în care au fost găsite drogurile de un moldovean, un cetățean marocan și un spaniol. La câteva ore după această captură, la Timișoara, ofițerii de ICOT rețineau doi indivizi care încercau să vândă 2 kg de cocaină. Tranzacția a avut loc puțin după prânz într-o parcare plină. Ofițerii antidrog supravegheau locul din această mașină, iar cumpărător a fost tot unul de-al lor, un agent sub acoperire. Vânzătorul, un bărbat de 52 de ani, a venit la întâlnire cu un autoturism de culoare închisă și, priviți, acesta este momentul în care are loc schimbul. Agentul sub acoperire îi dă traficantului 70.000 de euro și, în schimbul banilor, primește un mic sac în care se afla pachetul cu 2 kg de cocaină. Probabil că vânzătorul drogului de lux a gândit că se ascunde la vedere atunci când a acceptat să facă tranzacția chiar în centrul Timișoarei, o zonă foarte circulată și în plină zi. Vânzătorul a fost prins de ofițerii antidrog când se pregătea să plece cu mașina. Agenții l-au blocat și au pus cătușele. La operațiune au participat și alți polițiști sub acoperire. Priviți-l de pildă pe acest bărbat care oprește mașina la barieră, coboară și aleargă spre mașina traficantului. Este unul dintre ei.
Iată-i și pe aceștia doi care dau impresia unui cuplu de îndrăgostiți. Bărbatul este agentul care are misiunea să filmeze momentul capturării. Din alte mașini mai apar și alți polițiști. Parte din operațiunea de capturare este și această femeie blondă care coboară din autoturismul de teren. Ulterior acestei operațiuni, poliția a transmis că l-a capturat și pe un tânăr de 23 de ani, despre care se crede că i-a dat cele 2 kg de cocaină vânzătorului de 52 de ani. Procurorii DIICOT au dispus reținerea celor doi. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestora. Surse din rândul anchetatorilor spun că filiera din care făceau parte cei doi se întinde cel mai probabil dincolo de granițele României și că ancheta în acest caz continuă. De cele mai multe ori, cocaina se răspândește în Europa din Spania, o poartă principală de intrare a drogurilor pe continentul nostru, datorită apropierii sale de Maroc și a numeroaselor sale porturi mari. Autoritățile de acolo au anunțat o captură impresionantă de cocaină. Polițiștii spanioli au interceptat la sud de arhipelagul Canarelor o barcă în care se aflau 4,3 tone din acest drog în valoare de jumătate de miliard de dolari. Printre cei 4 membri ai echipajului se aflau un român și un cetățean moldovean. Cu siguranță aceste 4 tone ajungeau și în Europa Centrală și în Europa de Sud-Est. Europa, da, este cel mai mare consumator de cocaină. Aceste cantități de droguri se distribuie în special în zona high life, în zona vedetelor, pentru că vorbim, da, de un preț ridicat, un preț dublu, triplu față de celelalte droguri clasice. În România, gramul de cocaină se vinde cu 100 de euro. Un raport recent al ONU a arătat că și în condițiile în care acest drog nu este ieftin, consumul lui este în creștere în țara noastră. O cursă nebună s-a încheiat cu moartea a doi tineri aseară lângă București. În viteză, mașina lor a derapat și a lovit pe contrasens un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani. Cei care au provocat accidentul ar face parte dintr-o bandă de hoți care au dat spargeri în localitățile Măgurele și Bragadiru din Ilfov. Polițiștii cred că șoferul de 24 de ani s-ar fi antrenat mergând cu viteză printre mașini pentru o eventuală fugă după un astfel de jaf. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. O cameră de supraveghere a surprins mașina celor doi circulând cu viteză cu câteva secunde înainte de impact. O altă cameră a înregistrat exact momentul accidentului. Era aproape ora 19, iar șoseaua destul de aglomerată. La volan se afla un tânăr de 24 de ani, în dreapta unul de 32. Ambii ar fi nepoții interlopului Gongoi, fiul unei așa zise vrăjitoare, Mama Omida. Pentru că la locul accidentului s-au adunat cel puțin 200 de persoane, rude și cunoscuți, au fost chemate trupele speciale ale poliției, care au patrulat în armate. S-a auzit o bubuitură și o frână. Cam grav, nu ne dă voie să ne aflu să nu trecem de bandă asta. Potrivit anchetatorilor, mașina a derapat și s-a învârtit pe șosea până a ajuns pe contrasens. Un bărbat care mergea spre București i-a lovit în partea stângă. Apoi, una dintre mașini a ajuns într-un gard, iar cealaltă în stâlp. Tinerii din prima mașină au murit pe loc. Celălalt șofer, un curier de 60 de ani, are multiple fracturi și este internat la terapie intensivă. Surse din poliție spun că șoferul de 24 de ani făcea slalom printre mașini, trecând succesiv de pe o bandă pe cealaltă. Tot anchetatorii mai spun că el și pasagerul său din dreapta ar fi făcut parte dintr-o bandă de hoți de locuințe din zona Bragadiru. Tocmai de aceea s-ar fi antrenat, cel mai probabil, să conducă rapid pentru a putea scăpa de poliție în cazul în care era urmărit după o eventuală lovitură. În plus, motorul mașinii era modificat, susțin anchetatorii, ca să prindă o viteză mai mare, iar anvelopele erau deja extrem de uzate. Cu o seară înainte, același șofer ar fi condus la fel și prin Bragadiru. Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care produce suplimentul luat de ea în timpul turneului de la US Open 2022. Potrivit Simonei, suplimentul a fost contaminat cu o substanță interzisă pentru sportivi. Avocații cer despăgubiri de 10 milioane de dolari pentru afectarea carierei și umilința suferită după ce Simona Halep a fost suspendată 4 ani de către Agenția Internațională de Integritate în Tenis pentru acuzații de dopaj. Echipa de avocați a Simonei Halep a confirmat faptul că a fost deja depus o acțiune în instanță la un tribunal din New York. Este vorba despre o plângere împotriva Quantum Nutrition, compania producătoare a suplimentului despre care Simona a declarat în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne că a fost contaminat cu roxadustat, substanța aflată pe lista celor interzise pentru sportivi.
Dosarul civil depus în instanță conține mai multe tipuri de documente, de la analize ale etichetelor de prezentare a conținutului suplimentului, 100% pudră din nucă de cocos, pe care nu se specifică faptul că ar putea exista o contaminare cu roxadustat sau alte substanțe interzise sportivilor de performanță, până la analize pe produs făcute într-un laborator privat care ar demonstra contaminarea. Despăgubirile de 10 milioane de dolari sunt cerute pentru afectarea carierei, pentru umilințele resimțite de sportiva româncă de la izbucnirea scandalului de dopaj și pentru suferința de a nu putea juca tenis în competiții oficiale. Îmi doresc și aștept cu nerăbdare să mă întorc pe teren, pentru că acolo vreau să fiu și cu siguranță voi încerca să fac tot ce pot. Quantum Nutrition nu a răspuns solicitărilor noastre de a prezenta un punct de vedere cu privire la proces sau la acuzațiile aduse. Însă în singura ocazie în care a reacționat, de la începutul acestui scandal și până acum, șefii companiei au declarat pentru un ziar canadian că se caută un țap ispășitor. Simona Halep a fost suspendată pentru 4 ani, decizia dată de Agenția Internațională de Integritate în Tenis fiind contestată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Acest for a rămas în pronunțare și nu a specificat când ar putea anunța o decizie finală. Cel mai important oponent al lui Vladimir Putin din ultimul deceniu, Alexei Navalny, a murit în colonia penitenciară unde era închis dincolo de cercul polar arctic. Penitenciarul în care era încarcerat i-a anunțat decesul. Comunicatul oficial afirmă că i s-a făcut rău și că medicii nu l-au putut resuscita. Vorbind la conferința de securitate care se desfășoară în München, soția lui, Iulia, a cerut lumii întregi să lupte împotriva îngrozitorului regim al lui Vladimir Putin. Aceasta este ultima apariție a lui Alexei Navalny prin legătură video în fața instanței. Era în colonia penitenciară de dincolo de cercul polar arctic, unde a fost mutat la sfârșitul anului trecut. Я хочу, чтобы Путин, всё его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И я хочу призвать все мировое сообщество, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. Путин нам не царь. Россия – наша страна, и мы не позволим делать вид, как будто нас здесь вообще нет. Alexei Navalny a trăit și a murit la vârsta de 47 de ani luptând împotriva regimului lui Vladimir Putin. El a fost singurul capabil să adune 10.000 de oameni pe străzi cerând o Rusie fără Putin. Și singurul om căruia liderul de la Kremlin a refuzat vreodată să-i spună direct pe nume. Anchetele sale asupra apropiaților lui Putin și, în cele din urmă, investigațiile privindu-l pe Putin însuși, au fost difuzate pe YouTube, adunând milioane de vizualizări și expunând corupția în cel mai înalt grad. Timp de un deceniu, Navalny a fost tolerat de Kremlin, dar a îndurat o succesiune interminabilă de arestări, apariții în instanță și perioade de detenție. Это еще одно доказательство абсолютной мотивированности процесса. Я верю, что мы можем все изменить. Când le vorbea oamenilor în stradă, un cetățean indignat l-a împroșcat cu un lichid albastru. Мы обязательно победим. Я стою здесь как кандидат в президенты от всей страны, от всей России. I s-a interzis să candideze la alegeri pentru o înfruntare cu Vladimir Putin la urne. Însă a rămas cel mai aprig adversar politic al lui Putin. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали. Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции. În august 2020, Alexei Navalny a fost otrăvit într-o cameră de hotel din orașul siberian Tomsk. A intrat în comă în zborul de întoarcere la Moscova. Cu eforturi supraomenești, soția lui a reușit să-l transfere într-un spital din Berlin. Analizele de laborator au relevat că Navalny a fost otrăvit cu Novochok, un agent neurotoxic folosit și la eliminarea altor oponenți. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца.
Navalny s-a recuperat miraculos, dar spre stupefacția unei lumi întregi s-a întors în Rusia. A fost imediat arestat, iar Kremlinul i-a adus noi și închipuite acuzații de extremism și terorism, unul dintre capetele de acuzare absurd fiind reabilitarea nazismului. În august 2023, el a fost condamnat la încă 19 ani de închisoare în regim special de detenție. Practic, a fost o sentință de condamnare la moarte. Mai multe lepede au fost descoperite moarte pe malurile lacurilor din toată țara. Ce spun reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare, aflați imediat. Haosul din farmacii se acutizează după noile reguli pentru antibiotice. Pe lângă faptul că unele nu se găsesc, oamenii se trezesc după ce stau la cozuri uriașe, că rețeta nu a fost completată corect. Și trebuie să revină la medicul de familie, ori la specialist pentru CNP, cod de boală și alte date. Apoi se întorc la ghișeu cu rețeta în mână, care va rămâne la farmacist. Sunt rețete speciale. Un model special, deci fără rețetă nu-ți dă antibiotic. V-am spus de la farmacie că e nevoie Da, mi-a și arătat cum arată ca să îi spun stomatologului să fie modelul ăla. Și fără rețeta aceea nu? Nu, trebuie fizic. Cu această problemă se confruntă mulți bolnavi atunci când merg la farmacie, dar... Nu există niciun formular special pentru antibiotice în acest moment. Chiar cu noua reglementare, să aibă datele, toate datele de identificare a pacientului, și să fie scrisă doza și numărul de zile pentru care se prescrie antibiotic. Așa cum rețeta compensată are serie și număr, așa trebuie să aibă și cea necompensată. Practic, medicul poate scrie pe orice fel de hârtie rețeta de antibiotice. Important este să aibă toate informațiile cerute, iar farmaciștii cer rețeta fizic și nu mai acceptă în format digital, cum ar fi o poză pe telefon sau e-mail. Pacientul s-ar putea duce în farmacie ca să-și scoată antibioticul și o justificare. Dacă cineva vine și ne cere pe ce bază e liberat în data de 15 aceste 3 cutii. Noi prezentăm rețeta, o fotografie pe WhatsApp, nu ne ajută cu nimic. Doza de urgență se poate elibera doar pentru 48 de ore și doar dacă farmacistul consideră că este nevoie de acest medicament. Acea doză de urgență nu se eliberează așa pentru că vine cineva și o cere, doar în cazul în care este imperios necesar. Formularul din farmacie este o colecție de informații despre caz. Datele de identificare ale pacientului, totalitatea simptomelor pe care le acuză acesta și de când are semnele de boală. Apoi, cu ce boli cronice este în evidența medicului curant, ce tratament urmează în momentul prezentării și alergiile medicamentoase cunoscute. Urmează ca bolnavul să completeze o hârtie în care declară că n-a mai ridicat doza de urgență pentru inițierea tratamentului din altă farmacie. Este un document oficial care intră sub incidența legii privind falsul în declarații. Se prescrie cu prea multă dezinvoltură antibioticul, că nu e nevoie de el. Aștept cu nerăbdare să se centralizeze datele astea, poate și pe diagnostice, și poate că ne ia și cineva la întrebări. Așa ar trebui. Farmaciile trebuie să actualizeze softul în care să treacă toate datele de pe rețete. În același timp, bolnavii reclamă că se găsesc foarte greu anumite antibiotice. Colega mea, Liliana Cura, are detalii. Bună seara, Liliana! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, sunt probleme cu anumite antibiotice pe care oamenii spun că nu le găsesc în farmacii și am întrebat și noi la Ministerul Sănătății despre unul dintre aceste antibiotice pe care l-am căutat în mai multe farmacii din București, dar și din țară și pe care nu l-am găsit. Culmea este că reprezentanții Ministerului Sănătății spun că în stocurile autorităților apar peste 2,7 milioane de comprimate, iar mai mult de jumătate dintre ele sunt în depozite. Pe de altă parte, farmaciștii spun că au cerut de la depozite acest medicament și îl cer în continuare, dar li se spune că nu există sau li se trimit câteva cutii care evident se vând foarte repede. Atunci când vorbim de medicamente care sunt aduse din străinătate, motivele pentru care lipsesc sunt mai multe. În primul rând, se aduc în România cantități mici pentru că noi cumpărăm medicamente la prețul cel mai mic din Uniunea Europeană. Apoi, dacă sunt aduse, sunt situații în care ele sunt ținute în depozite și nu ajung la farmacii, prin urmare nu ajung la pacienții din România, pentru că sunt vândute în alte state din Uniunea Europeană, acolo unde se obțin mai mulți bani pe ele. Este vorba de așa numitul export paralel, care este legal. O altă problemă din cauza căreia lipsesc antibioticele este faptul că uneori producătorii nu pot onora comenzile mari din cauza faptului că nu au materia primă suficientă pentru a fabrica aceste medicamente. Dacă aveți nevoie de anumite medicamente,
trebuie să știți că există și înlocuitoare, dar farmaciștii spun că în cazul unor antibiotice lipsesc și aceste înlocuitoare, din păcate, iar pacienții practic nu au nicio soluție la îndemână. Pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului este o secțiune în care putem verifica dacă un medicament lipsește din România și din ce motive și, de asemenea, dacă se întâmplă să căutați o doctorie și să nu o găsiți, puteți semna la lipsa ei pe site-ul medicamentelipsa.ro. Deocamdată acestea sunt informațiile, Andreea. Mulțumesc, Liliana. Au început defrișările pe cel mai greu tronson de autostradă construit în țara noastră. Este vorba de lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, unde autoritățile vor pune la pământ zeci de mii de arbori. Lucrările la noua șosea de mare viteză vor duce din primăvară la restricții de circulație pe Valea Oltului. Pentru moment, defrișările au început în zona județului Vâlcea, iar de săptămâna viitoare muncitorii vor marca arborii din apropierea localităților aflate în județul Sibiu. Numai pe această porțiune, peste 25.000 de arbori vor fi tăiați, astfel încât utilajele să intre pe teren. Aceste defrișări sunt necesare, pe de o parte, pentru studiile geo care se efectuează în acest moment pentru a fundamenta proiectarea. Pe zona de Sibiu, ieri a fost semnat contractul cu Ocolul Silvic din zonă, în baza căreia se va face marcarea tuturor copacilor care urmează să fie defrișați, aproximativ 7-8.000 de metri cub de masă lemnoasă. Tronsonul de aproape 32 de kilometri va lega comuna Boița de localitatea Cornetul din Vâlcea și este cea mai grea secțiune de pe autostrada Sibiu-Pitești. Constructorul, o firmă din Turcia, are 4 ani la dispoziție să străpungă munții, iar planurile prevăd mai multe tuneluri, viaducte, poduri și pasaje. Lucrările au loc în apropierea drumului național 7 pe Valea Oltului, unde autoritățile vor impune restricții de trafic. Cel mai probabil din primăvară-vara anului acesta. Pe prima fază va fi o perioadă de o lună, două. Vom vedea astfel încât să nu se suprapună cu valorile cele mai mari de trafic. Cu o medie de peste 17.000 de mașini pe zi, porțiunea unde vor avea loc tăierile de arbori are 10 km. Însă restricții vor fi pe cel mult 2 sau 3 km, spun responsabilii. Lucrările înaintează și pe tronsonul Curtea de Argeș-Tigveni. Promisiuni mari pentru finalul acestui an sunt și pentru 30 de kilometri dintre Pitești și Curtea de Argeș. În paralel, oficialii de la Ministerul Transporturilor au semnat contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii de autostradă Târgu Mureș-Miercurea-Nirajului, parte A8, autostrada Unirii, care va lega Moldova de Transilvania. O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs în urmă cu puțin timp la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, și a surprins 4 persoane. 3 s-au salvat singure, însă un bărbat a fost scos de sub zăpadă fără semne vitale și nu a putut fi resuscitat. Salvamontiștii din Sibiu au confirmat că era coleg cu ei, dar se afla acolo în timpul liber. La peste 1800 de metri altitudine în Munții Făgăraș, riscul de avalanșă este de 4 pe o scară de la 1 la 5. Zăpada poate porni la vale în orice moment din cauza temperaturilor crescute. Și acum 2 zile o avalanșă a îngropat corturile a 2 turiști care se aflau în acel moment la o cabană. În ultimele săptămâni, în mai multe locuri din țară au fost găsite lebede moarte. Potrivit direcțiilor sanitar-veterinare, de vină ar fi gripa aviară depistată și la pescăruși sau rațe. Lacurile odată infestate pun în pericol toate păsările din zonele respective. Un număr impresionant de păsări, printre care pescăruși, rațe sălbatice și lebede, își găsesc refugiul în capitală, pe lacul din Parcul Iore. Însă multe lebede au fost găsite moarte la marginea lacului. A mai rămas o singură lebădă din familia care trăia aici pe lacul din Parcul Iore. Doar în ultima săptămână au murit 3 lebede, 2 pui și o pasăre adultă. Cea din urmă a fost găsită de poliția locală în cursul zilei de ieri și transportată la Direcția Sanitar-Veterinară. Nu știu, ori a plecat, unii spune că au murit ăsta câte o lebădă, nu știu sigur. Erau 5 boboci și cu ele 2. Erau mai multe lebăduțe, cum le zic eu, și lebădoi, și făceau pui și aici și în partea cealaltă. Nu știu ce s-a întâmplat, de au dispărut așa. Noi le iubim foarte mult. Direcția Sanitar-Veterinară din București spune că păsările ar fi murit din cauza gripei aviare. Chiar dacă nu sunt gata toate analizele, alte probe preluate de la pescărușii morți în aceeași zonă arată că este vorba despre acest virus. La păsări, în mod particular, virusul acesta este excretat prin materiile fecale și, în consecință, tot ce elimină ca materie fecală o pasăre bolnavă, în mediul în care ajunge, va fi contaminat cu acest virus. Și, în mod particular, sunt sensibile păsările de baltă, păsările de lac, păsările de țărm.
Și la Târgu Jiu, două lebede au fost găsite moarte pe lacul Vădeni, de pe râul Jiu. Au fost transportate la București, iar în urma analizelor medicii veterinari au constatat că erau infectate cu gripă aviară. Sistemul Returo, prin care consumatorii își pot recupera garanția de 50 de bani plătite pentru ambalajele din sticlă, plastic și metal, funcționează greoi. În luna ianuarie au fost puse pe piață 180 de milioane de ambalaje cu sigla SGR, dintre care doar 2 milioane au fost returnate. Iar cei care vor să recicleze confundă siglele de pe ambalaje și vin la aparate cu cele care nu au codul de bare necesar. Alex a venit să returneze sticlele pe care le-a adunat timp de o săptămână, dar când a ajuns în magazin a avut o surpriză. Jumătate nu au putut fi returnate. Ați verificat eticheta? Nu, nu. Dar știți care este simbolul? Nu. Asta este ambalaj cu garanție, văd. Această doamnă a venit să fotografieze simbolul SGR. Nu știu unde este. Nu l-am văzut pe sticlă, de asta din lucrurile în cuire. Nu are semnul. Se întâmplă asta pentru că pe piață încă mai sunt ambalaje fără simbolul SGR, iar oamenii sunt păcăliți și de celelalte simboluri și mesaje ce apar pe sticle. Avem acest PET de pe ambalajul căruia aflăm că este făcut din plastic 100% reciclat. Avem de asemenea cele trei simboluri ale reciclării, dar nu avem simbolul pe care scrie ambalaj cu garanție. O să încercăm să-l introducem, să vedem dacă aparatul îl ia. Recipient neautorizat, recipientul a fost returnat. Îndepărtați recipientul. Acesta este mesajul pe care îl primim de la aparat. Nu înseamnă că nu funcționează sau este o problemă, ci doar că această sticlă nu face parte din program. Aceste trei simboluri pentru reciclare le găsim pe toate etichetele. Fiecare semnifică ceva, însă doar simbolul SGR este cel care ne garantează cei 50 de bani. Suntem încă departe de țintele optimiste ale Ministerului Mediului, care vorbea de o rată de reciclare de 95%. În luna ianuarie au fost puse pe piață 180 de milioane de ambalaje cu sigla SGR, dintre care doar 2 milioane au fost returnate. Învățăm cu toții, comunicăm mai bine simbolul. Este un efort continuu de a-l face cunoscut către oameni. De asemenea, unii dintre producători au luat acest feedback din piață și au mărit dimensiunea simbolului pe etichetele lor sau au renunțat la fundalul transparent și l-au pus pe culoare astfel încât să fie mai ușor de identificat. Ambalajele fără siglă SGR vor mai exista pe piață până la 1 iulie, după care toate recipientele din sticlă, plastic și metal vor putea fi returnate. Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie vor fi acordate și pentru cei care de la 1 ianuarie nu se mai încadrau în plafoanele stabilite de lege pentru a primi aceste forme de sprijin. Este vorba despre 800.000 de familii care au înregistrat creșteri de venituri după majorările de pensii și salarii din sistemul bugetar de la începutul anului. Cu majorările nu au fost luate în calcul de guvern până acum, aceste familii cu venituri reduse riscau să rămână fără ajutoare pe timp de iarnă. Executivul urmează să adopte ordonanță de urgență pentru a corecta situația. În spatele oricărui cont online se pot ascunde capcane, ne atrag atenția specialiștii. După discuții pe o platformă de întâlniri romantice, un avocat din Cluj a ajuns să plătească peste 70.000 de lei pentru ca fotografii compromițătoare cu el să nu fie făcute publice. Cei care l-au șantajat s-au dovedit a fi doi soți din Timiș, condamnați acum la închisoare. Avocatul din Cluj a trimis la cerere mai multe fotografii de ochiate cu el, crezând că stă de vorbă cu o tânără pe o platformă de întâlniri online. Am avut un schimb de poze, urma să avem o întâlnire. M-am gândit că putem avea o discuție și mai personală și în condiții de intimitate. Au urmat în schimb săptămâni întregi de șantaj în care victima era amenințată că fotografiile compromițătoare vor fi lipite pe ușa biroului său. Cât ești tu capabil să-mi dai ca să-mi țin eu gura și să nu te mai caut? Cât ai vrea? Eu nu am zis cât vreau, am zis cât ești tu capabil. Și mi-au zis dacă nu ne plătești o sumă de bani, ți le lipim pe ușa biroului, tot ce erau bani. Bărbatul a făcut peste 10 transferuri și a trimis în total 77.000 de lei, până când o rudă a celor care îl șantajau i-a dezvăluit victimei identitatea lor. Bărbatul, care credea că s-a îndrăgostit, dar în realitate a fost păcălit, trebuia să verifice dacă persoana respectivă există în viața reală, spun experții în securitate cibernetică. Trebuie să facem o verificare suplimentară, ideal pe un alt canal, privind identitatea persoanei respective. Cele mai recente date ale unui studiu făcut de o platformă de întâlniri online arată că 65% dintre cei chestionați sunt convinși că se pot îndrăgosti de cineva fără să fie avut o întâlnire în viața reală. Datorită faptului că există niște goluri emoționale, considerăm că ei o să ne îndeplinească exact nevoile noastre și atunci asta ne face să gândim mai mult emoțional decât rațional.
Judecătoria Cluj-Napoca i-a condamnat pe cei doi soți care se aflau în spatele contului fals pentru șantaj. Soțul la 3 ani de închisoare cu executare, iar soția la 3 ani cu suspendare pentru că e însărcinată. Decizia nu e definitivă. Grecia a legalizat căsătoriile cuplurilor de același sex, chiar dacă Biserica Ortodoxă s-a opus. Vedeți imediat cum a pledat cauza premierul grec. Restaurantele mici cu meniuri scurte atrag tot mai mulți clienți. Bucătarii se concentrează pe mai puține feluri de mâncare pe care oamenii le apreciază pentru prospețimea ingredientelor și modul creativ în care sunt pregătite. Dovadă că pe platformele de rezervări locurile disponibile se epuizează în câteva secunde pentru aceste restaurante de nișă. Ospătarul le deschide grătarul clienților și coboară și aprinde ventilația. În acest restaurant cu specific corean din capitală, fiecare masă are în centru o mică plită. Mâncarea se gătește în fața clienților, care pot decide cât de mult să stea carnea pe grătar. Avem aici vita marinată în stil corean, porcul picant și puiul picant. Iar acesta este fleca de porc. Clienții care ajung aici au un număr mic de preparate din care pot alege, dar în care bucătarii și-au pus toată priceperea și creativitatea. Un exemplu este și orezul cu legume care vine la masă într-un bol încins. Orezul pe fund se va crusta puțin. Și oul practic se gătește? Se gătește, da. Conceptul a prins atât de bine încât în cele mai multe dintre zile abia se mai găsesc locuri libere. Doar în ultimele 2 săptămâni, de exemplu, au mâncat aici mai bine de 1500 de clienți. Am comandat un set, un meniu cu de toate. Astfel de restaurante mici, care se bazează pe câteva feluri de mâncare, prind tot mai bine. Este și exemplul acestui local din București, în care vedete sunt chifteluțele. Cele de vară cu piure de cartofi, dar și cele vegetariene servite pe un pat de orez cu sos curry au cucerit mulți gurmanți. Avantajul e ăsta, prospețimea. Suntem siguri că sunt super fresh, carnea e tocată în ziua în care noi o facem mixurile și apoi chiftelele. Restaurantele de acest tip sunt printre cele care au și cei mai mulți clienți. În jurul lor se formează comunități de oameni care vin special pentru felul de mâncare preferat, pe care nu îl mai găsesc în altă parte. Multe localuri cer rezervare în prealabil pentru o mai bună gestiune, iar timpul petrecut la masă este limitat. Din datele pe care le avem noi, media în București este de 1 oră și 20 de minute petrecute la masă. Cu toate astea, restaurantele oferă în medie 2 ore. Au tot mai mulți clienți și localurile de brunch, în special în weekenduri. Sunt o combinație între mic dejun și prânz, unde clienții pot mânca la o singură masă cele mai delicioase feluri de mâncare potrivite pentru ambele momente ale zilei. Elevii din 25 de județe și cei din capital au intrat în vacanță pentru o săptămână. Cei care aleg o tabără de schi au la dispoziție, pe lângă sporturi de iarnă, și ateliere creative sau cursuri de supraviețuire în munți. Sunt locuri în care copiii își pot lua și cățelul. Distracția pentru 5 zile costă în medie 2000 de lei. Păltinișul are de câteva zile 30 de centimetri de zăpadă proaspătă în plus, așa că sute de copii sunt deja pe pârtii. Hei, Păltiniș! Hai, Păltiniș! Hei, Păltiniș! Cei sosiți la schi fac cunoștință cu instructorii. Să ne distrăm! Bine? Da! Bip, bip! Ura! Unii au venit cu școala, așa că sunt deja printre prieteni. O tabără costă aici de la 1600 de lei în sus. Sunt împreună cu colegii și ne înțelegem foarte bine. Nu sunt doar adulți și putem să stăm și putem să povestim împreună. La Păltiniș sunt amenajate pârtii special pentru taberele de schi, unde nu există riscul ca vreun teribilist să-i accidenteze pe copii. Avem pârtii ușoare, medii și chiar și un fun park cu chicăre și elemente de cascadorii. Există o carpetă magică, o bandă. Prima dată ne jucăm și încet, încet începem să alunecăm. La Bușteni, copiii aflați în tabăra de schi achită 2000 de lei și pot învăța și cum să supraviețuiască în munți. Drumețiile au loc pe înserat, în locuri misterioase. Mergem pe un deal, în pădure. Deja a crescut temperatura. Poți să rezici mult mai mult la intemperii. În Poiana Brașov, taberele de schi costă în medie 2500 de lei pentru 5 nopți. Includ lecțiile de pe pârtie și o mulțime de activități, cursuri de prim ajutor, jocuri de cunoaștere sau escaladă. Hotelurile au spații amenajate special pentru joacă și meniuri adaptate pentru copii. Ăsta e desertul preferat al copiilor. Conține ciocolată. Avem un grad de ocupare de 100%. În Făgăraș există și opțiunea unei tabere alături de propriul cățel. Programul include ture cu săniuța, dar și dresaj împreună cu stăpânii. Costă 1100 de lei pentru 3 zile.
Coaliția de guvernare încă negociază calendarul electoral. Liderii PSD și PNL s-au așezat din nou la discuții, însă nu au ajuns la un numitor comun. Socialdemocrații cer insistent ca partidul lor să dea candidatul la prezidențiale, iar liberalii să-l susțină. În schimb, ar putea oferi liste comune pentru alegerile europarlamentare. Liberalii exclud însă acest nou scenariu. Politicienii se vor întâlni și duminică. Una dintre cele mai mari rețele sociale anunță că va pune în funcțiune de luna viitoare un filtru special în acest an electoral. Tot conținutul cu referințe politice de pe TikTok va fi publicat și verificat într-o secțiune specială. De altfel, reprezentanții platformelor de socializare susțin că vor investi miliarde de euro pentru a combate răspândirea informațiilor false. În România, în fiecare lună, aproape 7,4 milioane de oameni folosesc aplicația TikTok. Cu aproape 140 de milioane de europeni care petrec zilnic ore întregi pe aplicație, compania TikTok a decis ca anul acesta să introducă o nouă funcție, o pagină ce va grupa automat toate informațiile despre alegeri. Toate postările de pe TikTok cu referințe politice vor fi adăugate într-o rubrică nouă. Compania speră ca prin această funcție să elimine informațiile false sau mesajele extremiste. Verificarea se va face nu doar cu inteligența artificială, ci și cu ajutorul unor experți. Propunerea ca experții să verifice conținutul publicat vine dintr-o directivă europeană tocmai pentru a combate răspândirea de informații false. O să se concentreze pe acele postări care vin dinspre partidele politice sau dinspre personalitățile politice cunoscute deja în spațiul public. Vor fi vizate și persoanele care nu au un număr mare de urmăritori, dar care vor comenta anumite decizii politice. Conținutul va fi verificat de specialiști din toate țările europene, inclusiv din România. Numărul utilizatorilor depășește 7 milioane în fiecare lună în România. Un conținut politic ar putea ușor să intre în algoritmul acesta de a maximiza clicurile, pentru că asta urmăresc modelele de inteligență artificială. De aceea avem nevoie de oameni și de experți care să ajute la filtrarea informațiilor. Exact, tocmai ca această informație să nu fie preluată într-un mod greșit și să fie amplificată de un sistem automatizat. Noua funcție a mai fost folosită și în alte țări europene la alegeri. We've developed this tool since 2021. That was the first year when the selection hub was used. In Europe, most recently, in our region, CE region, we used it during the elections in Poland and Slovakia. În cazul în care se dovedește că informația publicată este falsă, contul utilizatorului va fi blocat. Iar anul viitor, guvernul se mută în Parlament. Palatul Victoriei urmează să intre în reabilitare cu bani europeni, așa că toată activitatea se va muta într-un corp al Senatului. Banii vor veni prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Clădirea guvernului din Piața Victoriei a fost finalizată în anii 40 și are nevoie de reparații atât la interior cât și la exterior, unde sunt vizibile crăpăturile și tâmplăria veche. Pe de altă parte, șeful guvernului nu este de acord cu renovarea vilei LAC 1, clădire folosită de politicieni pentru protocol, pentru care costurile ar fi de 56 de milioane de euro. Grecia a devenit prima țară cu majoritate creștin-ortodoxă care legalizează căsătoria între persoane de același sex. De asemenea, după votul covârșitor din Parlament, cuplurile homosexuale vor avea posibilitatea legală de a adopta copii. Reforma face mai bună viețile multora dintre concetățenii noștri, fără a lua ceva din viețile majorității, a declarat premierul conservator, care a promovat cu însuflețire această reformă. Epi tis arhis tu schediu nomu psifisan. Ναι, 176. Όχι, όχι, 76. Premierul Mitsotakis, pentru care noua lege elimină în mod curajos o inechitate gravă, a promovat convingător proiectul, dar avea nevoie de sprijinul partidelor din opoziție. Asta pentru că aripa radical-conservatoare a propriului său partid, Noua Democrație, s-a opus reformei. Mitsotakis a insistat de asemenea asupra necesității de a pune capăt situațiilor neclare în ceea ce privește paternitatea în cuplurile de același sex. Până acum, doar părintele biologic avea drepturi asupra copilului. În cazul decesului acestui părinte, statul retrăgea custodia celuilalt. Iar copiii cu doi tați nu puteau obține acte de identitate, deoarece numele mamei era obligatoriu pentru starea civilă. Και με μια αναγκαία προσθήκη στο οικογενειακό δίκαιο να αποδώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου. You know, discrimination, it is one of the most pervasive actually factor, risk factor for mental health. Today is like the first time where I feel seen, like my rights
Like I'm an actual human being. I'm not just someone hiding from people. I can actually be myself, have the same rights as the rest of the people in the society. Reforma a dezbinat totuși țara, în condițiile unei opoziții aprige din partea puternicei biserici ortodoxe. În ultimele săptămâni, oponenții au organizat mai multe manifestații de protest. Și aseară, câteva zeci de oameni au afișat banere și cruci, au citit rugăciuni și au intonat pasaje din Biblie în piața Sintagma din capitală. Grecia devine a 37-a țară din lume și a 17-a țară din Uniunea Europeană care legalizează căsătoria între persoane de același sex și adopția de către părinți de același sex. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a semnat un acord bilateral de securitate cu Germania și urmează să semneze unul asemănător cu Franța. Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes. Cancelarul german, care l-a primit pe Zelensky la Berlin, a anunțat de asemenea un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare de 1,1 miliarde de euro. În primul rând, Germania va livra 36 de obuziere autopropulsate și 120.000 de proiectile de artilerie. Cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin s-a deschis aseară în culorile Irlandei cu o dramă despre tratamentul aplicat femeilor în instituțiile catolice din această țară. Între timp, la Londra a avut loc mult așteptata premiera filmului SF Dune, partea a doua. Seara de gala Berlinale a început cu defilarea starurilor pe covorul roșu. Îndelung fotografiat și aclamat de cinefil a fost Cillian Murphy. Cel mai recent film al actorului irlandez a deschis festivalul. Pelicula regizată de belgianul Tim Millans este una dintre cele 20 din competiția oficială care luptă pentru râvnitul urs de aur. Thank God you came when you did, Ben. We'll have some tea. Cu acțiunea plasată în 1985 într-un orășel irlandez, filmul prezintă unul dintre scandalurile care au zguduit Irlanda de Nord în ultimii ani. Dezvăluirea modului în care mii de femei care erau decăzute în ochii bisericii catolice au fost trimise la spălătoriile sau azilurile magdalene și puse la muncă pentru a-și spăla păcatele. I do think that it was a collective trauma, particularly for people of a certain age. Personajul jucat de Cillian Murphy află de abuzurile dintr-un asemenea azil, iar asta îl silește să se confrunte cu traumele propriei sale copilării și să facă o dificilă alegere morală. Sort of irony of the book is that it's a Christian man trying to do a Christian act in a dysfunctional Christian society. And it asks a lot of questions about complicity and silence and shame and all of those things. Între timp, la Londra, la premiera mondială a filmului Dune, partea a doua, actrița Zendaya a făcut senzație într-un costum metalic care amintea de faimosul C-3PO din Altă Odisee Galactică SF, Războiul Stelelor. A lot's changed and in some ways nothing's changed because the part 2 picks up right where the part 1 left off, so I think the course of the movie is the change. Timothée Chalamet revine în rolul eroului din seria Dune, Paul Atreides, pentru a elibera planeta deșertică Arrakis de sub jugul infamei casei Harkonnen, cei care i-au decimat familia. Protest nud în Filipine, la Manila, purtând nimic altceva decât glugi negre și măști, studenții de la principala universitate din capitala filipineză au protestat împotriva unei plănuite reforme constituționale care urmărește prelungirea mandatului principalilor demnitari, inclusiv două mandate prezidențiale pentru o persoană față de unul singur de 6 ani, cum este în prezent. Acest gen de proteste pentru diferite cauze au început încă din 1977, inspirate de o statuie simbol din campusul universitar. Înfățișează un bărbat nud cu brațele deschise, semn că se oferă el însuși națiunii.